Colegiul Național Andrei Șabuna din Brașov, Mihuț Maria Emilia, Colegiul Național Inginer Rapoviță din Iași, Timiș Diana, Colegiul Național Ridu Repreanu Bistrița, Niță Riana Mihaela, Colegiul Național Ion Maiorescu Giurgiu, mențiune de onoare. Oul Gabriel Alin, Colegiul Național Ungureanu Bistrița, Ungureanu Maia Alexia, Colegiul Național Mihai Eminescu din Botoșani, Mușuroi David Gabriel, de la Colegiul Național Ion Cefredianu Pitești, Popescu Mihnea, Colegiul Național Mihai Viteazu Slobozia, Trifa Iulia, Colegiul Național Emanuel Roscu Oradea, Hartos Călin Tiberius, de la Colegiul Național Militar Mihai Viteazu din Alba Iulia și Miclos Ianca, Colegiul Național Sechei Micos Sfântul Gheorghe din Covasna, mențiune de onoare. Mergem mai departe cu medalia de bronz. Andro Răzvan, de la Colegiul Național Emanuel Gostu, Oradea Bihor. Gâlă Alexandru Mihai, de la Colegiul Național Ion Cefredianu Pitești, județul Argeș. Dulgheriu Sandra, Colegiul Național Ștefan cel Mare din Suceava. Ion Vlad, Colegiul Național Gheorghe Șincai. Izvoran Oltean Ștefan, de la Colegiul Național George Corbuc din Bistrița Năsăud. Lupuleți Vlad Călin, Colegiul Național Traian Drobeta Turmu Severin. Pitulice Eusebi Ionuț, Colegiul Național de Informatică Dordian, Sector 1, București. Pretescu Andrei Florian, Colegiul Național Gheorghe Țițeica, Drobeta Turmu Severin, județul Mehedinți. Georgescu David, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța. Mirică Ioan Alexandru, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, Sector 3. Târziu Petre Călin, de la aceeași unitate școlară, Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. Medalie de bronz. Toșa Oana, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, Sector 3, tot cu medalie de bronz. Vilan Iulia, Colegiul Național din Iași, medalie de bronz. Stănescu Matei, Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța. Marinescu Rareș Teodor, Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. Radu Octavian Dimitrie, de la Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu din Vaslui. Curea Florin Torel, Colegiul Național Anastasescu din Roșiorii de Vede. Chelu Mario Petru Gabriel, de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu, județul Gorj. Elena Marc Teodor, Colegiul Național Gheorghe Șincai, medalie de bronz. Mirea Bulbușa, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu Vâlcea. Pop Raul Andrei, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, Sector 3. Sădeanu Alex Petru, de la Colegiul Național Emil Rapoviță din Cluj-Napoca. Suciu Antonie Amir, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța. Spineanu Rareș, Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga, municipiul Timișoara. Curea Alexandra, Liceul Teoretic Național. Iordache Tudor, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, Sector 3. Năstuneac Ștefan, de la Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu din Bacău. Robu Dacian Dumitru, Colegiul Național Vasile Lucaciu, Baia Mare și Vârtosul Alexandra de la Colegiul Național Carolinei Craiova, județul Dolj, medalia de bronz.
Continuăm cu medalia de argint. Todoran Alexandru de la Liceul Teoretic Aurel Blai, Mănăstire Județul Hunedoara. Cârgea Ana Gabriela, Colegiul Național Constantin Diaconovici Lona, Municipiul Timișoara. Cârgulescu Gabriela, Colegiul Național Frații Buzești, Craiova. Romaniuc Albert Julian, Colegiul Național Roman Vodă, Județul Neamț. Bujor Ionuț Raul de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Târgu Jiu. Medalia de argint. Următorii participanți primesc pe lângă medalia de argint și mențiune din partea Ministerului. Burcă Paul, Colegiul Național Ștefan cel Mare din Suceava. Orban Pol, Liceul Teoretic Noghi Moghes, Târgu Țecuiesc, Covasna. Torac Toma Eduard, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, Sector 3. Danciu Cezara, Colegiul Național de Informatică Tudor Pianu. Gâdea Robert, Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. Utroiu Mihnea, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Mențiune și medalie de argint. Urmează premiile. Ardelean Alexandru, Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, premiul 3 și medalia de argint. Deci, încă o dată, fie, cred că a fost foarte clar, fiecare clasă primește din partea Fundației Upper Education acele vouchere pentru premiile mentale. Adică 1000 de lei premiul 1, 750 premiul 2 și 500 premiul 3. Reluăm premiile. Ardelean Alexandru de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, premiul 3 și medalie de argint. Știrbu Andrei Valentin, Colegiul Național Vasile Lucaciu, Baia Mare. Urmează premiul 2. Spătaru Vlad Titus, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, premiul 2 și medalia de aur. Turdinca Gabriel de la Colegiul Național Emil Racoviță din Iași, premiul 2 și medalie de aur. Continuăm cu premiul 1. Angel David Andrei, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, premiul 1 și medalia de aur. Kadir Selim, Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. Chiriță Andrei Giovanni, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Josifescu Dinu Alexandru, Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București. Pădure Damian Andrei, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Popa Diana Alexandra, de la aceeași unitate școlară. Vasile Octavian, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Și tot cu premiul 1 și medalia de aur, Zaharia Mara Ioana, de la Colegiul Național Vasile Alexandru. Vă reamintim? Ne auzim? E regulă. Vă reamintim toți participanții care au primit distinții din partea Ministerului și din partea Inspectoratului să meargă în partea dreaptă, da, la masă, să-și primească premiile. Mulțumim!
premiu. Da. Păi n-aș avea fost de da. Dacă erai smete cu licei la Lumina Moartă, ca poate, dacă erai bun, erai la Panaitor. A, ah, da, știu că s-au auzit, da, eu n-am văzut, sau nu m-am văzut. Continuăm cu premiile speciale Neamț. Crețu Sebastian Ilie, clasa 9, Colegiul Național Roman Vodă. Fălceanu Codruța, clasa 9, Colegiul Național Roman Vodă. Romaniuc Albert Iulian, clasa 10, Colegiul Național Roman Vodă. Bărtinuț Francesco, clasa 9, Colegiul Național Roman Vodă. Și slătinarul Andrei Alexandru, de la clasa 12, a Colegiul Național de Informatică, Piatra Neamț. Și avem și o diplomă de excelență, se acordă domnului profesor Marian Ursănescu de la Colegiul Național Roman Vodă, județul Neamț. Partea Comisiei de Organizare a Olimpiadei Naționale de Matematică la Piatra Neamț, o diplomă de excelență se acordă domnului profesor Gheorghe Dumitreasa. Este în semn de prețuire pentru întreaga carieră didactică, pentru susținerea și promovarea excelenței în matematică, pentru performanțele deosebite la Olimpiadele Naționale și la cele internaționale. Este profesorul care a avut nu unul, nu doi, nu trei, cred că zeci de participanți la Balcaniade și Olimpiada Internațională de Matematică cu medalii de aur, nu una. Și unii dintre olimpici chiar cu punctaj maxim. Întreaga mea, domn profesor, este în spital, îi doresc sănătoșire grafică și vă așteptăm dintre noi. Iar unul dintre apropiații prietenii mei, reprezentantul Autonom și Fundația Autonom, dorește în mod deosebit să marcheze la această olimpiadă a domnului profesor Dumitreasa la dezvoltarea școlii de matematică din Piatra Neamț, din România și nu numai. Vă rog, domnul Ștefan. Dăm cuvântul mai departe. Se aude? Se aude. Sunt foarte fericit că la 70 și ceva de ani pot să particip încă la ceva de matematică. Matematica orașului Piatra Neamț. Mă leagă foarte mult de liceul Rareș, acolo am făcut și eu, acolo și băieții mei. Unul din ei a fost în prima clasă de a 5-a de liceu a domnului profesor Dumitreasa. Îmi pare rău că nu este aici, dar din partea fundației noastre, Autonom, România și Europa, îi vom acorda premiu maxim de la noi. Nu știu dacă să-l spun, dacă nu, dar va afla domnul profesor. Este un premiu de 4.000 de lei, deci 40 de milioane. Asta este maximul. Este un lucru deosebit și ne pare rău că
acest mare domn profesor nu este lângă noi, este pe patul spitalului, dar se va face bine. Tot din partea autonom, îi vom oferi o mașină în permanență la dispoziția dumnealui, când are nevoie, din cele 10.000 de mașini. Iată că mi-am făcut și publicitate. Mulțumesc! Apropo de profesor, s-a tot spus că a avut nu știu câte, câți olimpici, câte medalii, câte medalii internaționale. Eu aș vrea să spun că ceva, poate... Ne știu de dumneavoastră. Există, cu toții știți, să zicem, un echivalent, un analog al premiului Nobel pentru matematică, premiul Nobel nu se dă, există medalia Fields. Unul dintre elevii, foștii elevi ai domnului profesor, a ajuns în ultima porțiune de nominalizări, în primii 5, pentru a lua medalia Fields, de altfel a fost, cred, din câte am înțeles, al treilea. Aproape să ia medalia Fields, numele lui este Daniel Tătaru, fost olimpic internațional de inginerie, eleva domnului profesor din Daminim, excepțional. Mergem mai departe, urmează diplomele și distincțiile în clasa 11-a. Morărescu Mihnea, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, Sector 1 București, medalie de bronz. Pitu Bianca, Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța. Tot cu medalie de bronz, Vasilescu Radu Alexandru, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Bălășescu Eusebiu Rareș, Liceul Teoretic Internațional de Informatică. Cava și Eduard, Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. Duminică Bogdan, Colegiul Național Iași. Neacșu Mihnea Valentin, Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, județul Gorj. Păgurariu Răzvan Mihai, Colegiul Național Vasile Alexandrii din Galați. Danila George Marian, Colegiul Național Mihai Eminescu din Botoșani și tot cu medalie de bronz, Ghinescu Ștefan George de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, Sector 1 București. Tot cu medalie de bronz, Ion Andrei Robert, Liceul Teoretic Internațional de Informatică. Lupoi Ștefan Alexandru, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Costea Daria Ioana, Liceul Teoretic Internațional de Informatică. Moldovan Cătălin, Colegiul Național Titu Maierescu din Aiud. Moldoveanu Cosmin Adrian, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, Sector 1 București. Oțel Ioana Bianca, Liceul Teoretic Internațional de Informatică. Popa Filip Andrei, Colegiul Național Ion Minulescu Slatina. Stoica Tiberiu Andrei, Liceul Teoretic Ovidius din Constanța. Blându Claudiu, de la Colegiul Național Spiru Haret din Tecuci. Metehau Luca Mihnea, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Și ultima medalie la bronz, Oros Vlad Ștefan, de la Liceul Teoretic Grigore Mânsil, din Liceul Timișoara. Continuăm cu medalia de argint. Țiclea Dan Andrei, de la Liceul Aurel Rainu Fieni, Dâmbovița. Alexandru Catinca, Liceul Teoretic Internațional de Informatică. Dumitrache Emilia Larisa, Colegiul Național Ion Luca Caragiale, Municipiul Ploiești. Dumitriu Marian, Colegiul Național Gheorghe Șincai, Baia Mare. Rogojan Robert Ioan, Colegiul Național Gheorghe Șincai, Baia Mare, tot cu medalie de argint. Următorii participanți primesc pe lângă medalie de argint și mențiune din partea Ministerului. Slănină Iulia, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București. Birca Ștefan, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Orza Șerban, Colegiul Național Ștefan cel Mare, din Suceava.
Topan Cosmin Andrei, Colegiu Național Mihai Eminescu, Satu Mare. Taga Ștefan, Colegiu Național Ion Luca Caragiale, Municipiul Ploiești. Vulturu Darius, Liceu Teoretic Internațional de Informatică. Monea Dragoș Gabriel, de la Colegiul Național Decebal din Deva, județul Hunedoara. Râșloveanu Lucia, Liceu Teoretic Internațional de Informatică din Constanța. Verde Flaviu Cristian, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Au fost medaliile de argint și mențiunile din partea Ministerului. Mergem mai departe, continuăm cu medalia de aur și mențiune din partea Ministerului. Dumitrescu Matei Pavel, Colegiul Național din Iași. Lecoiu Radu Andrei, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, mențiune și medalie de aur. Tulceanu Cezar, Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța. Și tot cu mențiune și medalie de aur, Moldovan Andrei, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică, Sector 3, București. Urmează medalie de aur și premii în următoarea ordine. Pană Luca, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică, premiul 3. Continuăm cu premiul 2. Dragomirescu Robert, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică, din sectorul 3, București, premiul 2 și medalie de aur. Tot cu premiul 2, Popa Maria Cristina, Colegiul Național Ștefan cel Mare din Suceava. Și Constantinescu Justinian, de la Colegiul Național de Informatică din Turbianu, premiul 3 și medalie de aur. Stați de la oră, vouchere de la Apple School. Deci, cine a luat premiul 3? Cine a luat premiul 3? Premiul 2. Cred că au fost două premii 2, nu? Cine mai lua premiul 2? Așa și acțiunul de la Apple. Cine a luat premiul 3? Este premiul 3. Tu ești. De fapt, pare au aș vrea să profit de prezența o parte dintre, dintre copiii de clasa 11-a. Există un alt premiu nou care se oferă anul acesta din partea Universității Politehnice din București și premiul se numește Octavian Stănășilă. Și Octavian Stănășilă este din nou, poate mulți dintre voi nu știu, a fost apropiat al Olimpiadei, cred că a fost și liderul României de mai multe ori la Olimpiada Internațională, specialist în analiză, algebră și multe. Universitatea Politehnică, Politehnica București, a hotărât să acorde câte un premiu de 1000 de lei primilor 3 clasați la clasa a 11-a. Așa a fost hotărârea, domnul Stănășilă era un bun autor de probleme de clasa a 11-a. Așa încât cele 3 premii, încât se merg la Constantinescu Justinian Cristian. Dragomirescu Robert și Popa Maria. Deci luam voi legătura, contează legătura cu... Am primit deci mie datele și eu voi să luați legătura, să vedeți cum intrați în posesia voastră. Deci de acum va fi acest premiul Octavian Stănășilă, care se va acorda primilor 3 copii de la clasa 11. Ai,
Mergem mai departe la clasa 12-a. Chițan Rafael Alexandru, de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, județul Gorj. Medalie de bronz. Cârstescu Andrei Vlad, de la Colegiul Național Vlaicu Vodă, Curtea de Argeș, județul Argeș. Tot cu bronz, Guranda Miriam, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Dumitrescu Toma Ioan, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Traleș Marta Teodora, Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga, municipiul Timișoara. Stiuș Emanuel Ștefan, de la Colegiul Național Vlaicu Vodă, Curtea de Argeș. Ciuperceanu Vlad Mihai, Colegiul Național Frații Buzești, Craiova, județul Dolj. Coman Mihnea George, Colegiul Național Gheorghe Șincai, medalie de bronz. Tot cu bronz, Diacigov Călin Marian, Colegiul Național Mihai Viteazu. Cudișteanu Mihaela, de la Colegiul Național Emil Racoviță din Iași. Rusu Bogdan, Colegiul Național Ștefan cel Mare, Suceava. Ionescu Petru Vlad, de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. De la același colegiu, Joița Octavian Ionuț. Mitrea Cristian, Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, Târgu Jiu. Farcaș Andrei Bogdan, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, sectorul 1 București. Fechete Luca Andrei, Colegiul Național Emanuel Bogda Oradea. Și tot cu bronz, Gasan Carol Luca, de la Colegiul Național Sfântul Sava, sectorul 1 București. Continuăm cu medalia de argint. Berbece Rian Alexandru, Liceul Internațional de Informatică, sector 3, București. Dobra Sofia, Colegiul Național Emil Racoviță, Cluj-Napoca. Stoica George Ioan, Colegiul Național Costache Negruții, Iași. Și tot cu medalie de argint, Țolu Diana, de la Liceul Internațional de Informatică, sector 3, București. Următorii participanți primesc pe lângă medalie de argint și mențiune din partea Ministerului. Harambaș Diana, de la Colegiul Național Emil Racoviță, Cluj-Napoca. Mercan Horia, Colegiul Național de Informatică, Tudor Vianu. Cornoc Roland, Colegiul Național Mihai Eminescu, Satu Mare. Garaiman Andres Rafael, Colegiul Național Ion Cebrătianu, Pitești, județul Argeș. Teișanu Mihai, de la Colegiul Național Frații Buzești, Craiova. Găitan Nicolae, Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, Câmpul Moldovenesc. Cacio Cris Șondor, Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian, Târgu Mureș. Legoescu Livia Petra, Colegiul Național Frații Buzești, Craiova. Medalie de argint și mențiune.